Gata, avem și înregistrare. Și încă o dată, salutare tuturor. Mă bucur să vă văd la ediția nouă la Cloud Native Bucharest. Eu sunt Andrei Manea și o să mă ocup de moderarea acestei discuții. Seara asta o să vorbim despre observability, care e un topic destul de interesant, pe care de multe ori îl facem bine sau îl facem mai puțin bine, sau să ascultăm câteva perspective, zic eu, diferite și care se completează una pe cealaltă. Seara asta o să vorbească Gabi de la Adormi, Gabriel Croitoru, care este VP of Engineering, și el o să ne dea cumva insight-uri din lumea reală, de la compania la care lucrează, cum fac ei observability. Este o echipă de engineering care, în principiu, fac PHP și microservicii și le rulează deasupra Google Cloud, pe Kubernetes, și folosesc tool-uri destul de interesante, de la Grafana, Elastic, Fluent, NewRelic și all the observability gear. Apoi o să mergem către o perspectivă mai focusată către AWS, de fapt chiar focusată către AWS, unde Radu, care este solution architect, partner solution architect la AWS, o să ne spună cum se poate face de AWS native way observabilitate. Facem aplicație, rulează 100% pe AWS, nu vrem să avem alte tool-uri, putem să o facem cu tot ce ne oferă AWS. Și după aia Vlad o să ne dea o perspectivă foarte interesantă. Vlad este un consultant independent și este AWS Container Hero. Și o să vorbească despre OpenTelemetry, despre fundamentele conceptului de observability și cum putem să standardizăm observability astfel încât să poată fi consumată de orice fel de serviciu. Înainte să-i dau microfonul lui Gabi, noi suntem o comunitate care vrem să ajutăm cât mai mult comunitatea, să ne ajutăm unii pe alții, și avem un guest speaker care o să ne povestească foarte puțin despre evenimentul pe care îl face, se numește Vox Days. Este vorba de Alex Proca și lăsăm un minut să ne spună despre ce e Vox Days și apoi începem efectiv evenimentul, dacă sunteți ok. Alex? Mersi, Andrei. Suntem înapoi, we're back. De anul ăsta, din păcate, doar online. N-a putut spune pandemia anul trecut. Încercăm să ne revenim și vrem ca în 2022 să refacem evenimentul fizic. Dar și anul acesta, pe 21-22 octombrie, o să avem evenimentul Vox Days. Pentru cine nu știe, e o conferință adresată comunității de software din România. Încercăm să cuprindem cât mai multe domenii posibile, din diverse având speaker din diverse părți ale lumii. Speakerii în general sunt autori de cărți, autori de librării sau oameni pasionați de diverse tehnologii. Și avem un proces interesant de selecție a talk-urilor. Anul acesta, în general, noi facem evenimentul de două zile și anul acesta va fi tot de două zile, dar va fi exclusiv online. O să avem 3 track-uri în paralel, 6 keynote-uri și 36 de sesiuni de talk. Și avem o ofertă foarte interesantă pentru membrii din seara aceasta. Avem 3 bilete gratuite pe care o să le dăm primilor 3 care o să scrie pe chat ceva. Și de asemenea, pentru membrii comunității o să dăm și dacă nu sunteți printre primii 3, o să aveți și o reducere de 50%. Câțiva speakeri anunțați sunt aici pe ecran. În general sunt străini, dar o vedeți și o româncă, pe Ana, care a fost la un moment dat și la Cloud Native Meetup, cred că anul trecut. Și în continuare Andra, care este dincolo și pe mute, o să continue să adauge speakeri pe site. Vă așteptăm și sperăm să ne auzim cu bine anul ăsta și să ne vedem cu bine la anul într-un format fizic.
Aici este codul, o să-l pun și pe chat și mulțumesc mult, Andrei, pentru spațiu. Super, mulțumim, Alex, mulțumim și Vlad, Cristian și Edi. Aveți biletele. Cred că cel mai bine îi dați un mesaj lui Alex. Alex, dacă poți să ne lași adresa de mail sau orice pe care te putem contacta. Și acum să-i dăm drumul cu Gabi. Ai microfonul, Gabi. Arată-ne cum e în viața reală. Ok. Share the screen. Up. Bun. După cum spunea și Andrei, provin din Dodmi. Ca background, sunt fost backend developer. Toată partea de DevOps platform team e mai nouă în cariera mea. I'm using a lot board games to keep me sane. Despre Dodmi, pentru cine nu știe, suntem o companie de e-commerce, vindem sutiene, lingerie intimă în state. Am trecut printr-o transformare destul de mare în ultimii ani. Am trecut de la o platformă fully Magento la un ecosistem de microservicii. Acum suntem undeva la 60 plus ingineri, împărțiți în 10 echipe. Fiecare echipă are în ownership mai multe microservicii sau alte componente din sistemul nostru. Ca limbaje, PHP mainly, Python, Go, Node.js, chestii de genul. Diagrama e destul de veche, nu reușesc să-mi găsesc timpul să facem una nouă de nicio culoare pe partea asta. Ok. Pe partea de observabilitate și ce este observabilitate, asta este de official definition, so to speak. Drumul nostru către a îmbrățișa partea de observabilitate este unul clasic. Am început cu monitorizare clasică și încercăm să ne împingem practicile și ceea ce facem către observabilitate. E discutabil dacă suntem acolo sau nu. Ce aș vrea să share-uiesc astăzi cu voi sunt niște chestii care le-am făcut de-a lungul timpului, care consider că ne ajută foarte mult pe partea asta. Cele trei pillars și tool-urile care le folosim noi pentru partea de observabilitate la noi in-house. Pe partea de metrics folosim Prometheus foarte intens. InfluxDB este folosit mai puțin, poate un subset de metrici. La partea de traces, NewRelic pentru tot ce înseamnă APM. Request ID generat manual și logat peste tot pentru microservice to microservice. Și am început eforturile să integrăm OpenTelemetry cu Jaeger ca să avem real tracing. Așa, pe partea de loguri, sistemul este relativ clasic, Elasticsearch cu Kibana. Am început de anul trecut, nu, de la începutul anului, să trimitem logurile și în BigQuery pentru niște use case-uri mai avansate pe care le avem noi. N-apărat că le avem noi, niște analize mai avansate. O să intru în detalii puțin mai târziu. Bun. Unul dintre lucrurile care chiar consider că l-am făcut bine de la început, de când am început toată nebunia asta cu microservicii, a fost că am implementat Request ID pe tot ce înseamnă HTTP calls între microservicii și între sistemele noastre. Îl logăm alături de toate logurile, atât de access logs cât și application logs. Sincer, ne-a salvat pielea de foarte multe ori. Orice dubioșenie prin sisteme care se vedea într-un gateway, dar de fapt problema era într-un microserviciu. Nu știu dacă reușeam să ne descurcăm fără partea asta. Din păcate, încă e nevoie de un efort destul de mare să scoatem trace-urile, încă facem partea asta manual.
Tocmai de asta am început să integrăm Jaeger ca parte din open tracing. Vlad, o să povestească mai mult în partea aia, nu aș vrea să intru foarte multe detalii, las pe el. Ok. O parte de organizație, mostly, nu este legată de tool-uri. Tocmai ce m-am dat seama că trebuie să o pun și la început să fie împărțit pe categorie, dar asta este. Ca împărțire, avem un shared ownership model. Partea de echipa de core team are în grijă tot ce înseamnă platforma. În cazul nostru este un Kubernetes pe Google Cloud. Feature teams onează mai multe microservicii. Regula este construiești ceva, e responsabil să o rulezi în producție cu tot ceea ce înseamnă asta. La nivel de observability și tool-urile conexe, la fel core team e responsabil de platformă, toate tool-urile respective. Fiecare echipă este responsabilă de ce ajunge în platformă. Că e metrică, că este log, că e un trace, orice pe partea asta. Din fericire, modelul ăsta de ownership ne-a ajutat foarte mult pe splituirea și împingerea cunoștințelor către cât mai aproape de momentul dezvoltării. Astfel nu am avut foarte multe aruncări peste gard. Ok, eu am construit ceva, în producție am 30.000 de erori, nimeni nu știe ce costă. E o colaborare foarte bună. Okay. La fel tot pe partea de colaborare, avem niște standarde interne la tot ce înseamnă monitorizare, dashboard-uri, chestii de pe partea asta. Încercăm să le aplicăm în unele cazuri cu succes, unele mai puțin cu succes. Avantajul foarte mare pentru noi cu atâtea echipe și split of ownership este că întotdeauna când vrei să ajuți un feature team, ești deja familiarizat cu ce o să găsești acolo în dashboard-uri. De asemenea, e un punct foarte bun de plecare pentru o echipă. Când vrea să pornească un microserviciu nou, putem să pornim cu un chestii de bază, tot ce înseamnă observability, chestii care pot să fie îmbunătățite în funcție de specificul microserviciului. Dacă ai nevoie de ceva anume pentru tine, pentru use case-ul tău. Ok. Am uitat să întreb dacă sunt ceva întrebări până acum. Cred că m-am trecut pe mult. Dacă apar întrebări, le puteți pune pe chat cel mai bine și le preluăm de acolo. Da. Okay. Toată povestea asta, în tot ceea ce facem în Andoni, încercăm să aplicăm un proces de continuous improvement, inclusiv pe tot ce înseamnă monitorizare, observability, ce tipuri de metrici să capturăm, ce tipuri, cum să ne uităm la ele și tot așa. Ceea ce înseamnă că journey-ul nu o să fie niciodată terminat. Facem eforturi relativ constante cu o intensificare a eforturilor înainte de Black Friday. Întotdeauna pentru noi Black Friday-ul reprezintă începutul perioadei de sale și atunci ne uităm cu mult mai mare atenție la tot ce înseamnă partea asta. Metrici noi, dacă este nevoie, dacă descoperim că nu avem, că avem probleme undeva, dashboard-uri noi, alerte noi, tot ce ține pe de a ne îmbunătăți cum ne uităm la sistem. Okay. La nivel de practici, care e mai mult de pe partea de reliability, dar din punctul meu de vedere este foarte importantă și legătura cu observability, încercăm foarte des să bușim chestii în producție, intenționat. Legătura cu observability este că am avut surprize când
înainte să începem să facem asta, se întâmplau chestii, vedeai anumite behavior în grafice și anumite erori și nu erai 100% sigur de unde să le iei. Executând exerciții de genul ăsta în care, ok, ce se întâmplă când își are start de BitMQ sau rămâne fără conexiune, ce se întâmplă când un cache service failează foarte agresiv și toată asta, pe lângă îmbunătățirile de reliability, îți dai seama unde ai găuri și unde ai probleme de reliability și ce trebuie să mai rezolvi, îți dai seama și cum reacționează toate dashboard-urile și toate logurile și îți dai seama, ok, ăsta este un semnal, cel mai probabil are legătură cu componenta asta sau microserviciul respectiv. Ok. Încă nu este automatizat. Suntem destul de fani Chaos Monkey as a practice. Dar o să ajungem și acolo. Am zis mai devreme că trimitem logurile și în BigQuery. Asta ne ajută să facem analize care până acum cu Elasticsearch nu am reușit. De exemplu, folosind unele de request ID, putem să vedem complexitatea sistemului în detaliu. Ok, ce request-uri de customer mi-a trimis multe microservicii, ce ce request din backend îmi produce cele mai multe probleme și toată partea asta. Ne ajută de asemenea să corelăm logurile cu tot ce înseamnă, cu celelalte date din sistemul nostru, toată partea de BI și de data warehouse este construită tot peste BigQuery la noi și încercăm să împingem dashboard-uri operaționale, so to speak, să le împingem și către product people ca să creăm un shared understanding și un shared knowledge. Ok, avem problemele astea, trebuie fixate, se întâmplă lucrurile astea, trebuie să le investigăm sau ceva, chestii de genul. Am încercat să facem partea asta folosind Grafana și nu a fost o experiență foarte plăcută. Acum încercăm să leverage Data Studio cu chestii mai custom pentru ei. Ok. Ca planuri pe termen scurt sau lucruri care sunt deja începute, pe partea de telemetrie și tracing, suntem în proces să integrăm Jaeger. E unul dintre serviciile principale pe partea asta. Folosim deja NewRelic pentru tot ce înseamnă APM. Vrem să îl investigăm momentan și vrem să vedem dacă putem să leverage it și pentru inter-service communication și cum ar putea să ne ajute pe partea asta. Odată ce avem toate logurile, acum că avem toate logurile în BigQuery, vrem să ne jucăm împreună cu echipele de data science să vedem dacă putem să scoatem niște analize folosind machine learning, spike, îmi scapă cuvântul, observarea de spike-uri pe anumite tipuri de erori care nu le prindem doar din alerte, corelări care nu le reușim noi să le prindem din ceea ce facem când ne uităm noi doar pe date și chestii de genul ăsta. Așa, și la fel o să continuăm cu partea de Chaos Monkeys type of exercises. Ok. O listă de challenge-uri care le avem ca și organizație, care încă nu știm de ele, încă nu am reușit să le identificăm o soluție de care să pot să spun că suntem fericiți. Dar vrem să le atacăm cel mai probabil la începutul anului viitor. În Adormi există un split la nivel de practici între echipele feature teams care lucrează peste Kubernetes și echipele care folosesc Google Cloud-ul as it is, Cloud Functions, Cloud Run și chestii de genul ăsta.
suntem curioși dacă putem să le unificăm sau ce putem să învățăm unii de la alții și să scoatem eventual o soluție mai bună. De asemenea, toată partea de Cloud Function și Cloud Run este folosită foarte mult pe tot ce înseamnă data flows, data engineering, data science workflows, mai puțin pe customer facing features. Vrem să vedem ce ar însemna să le integrăm și pentru customer facing features, dar în același timp păstrând soluțiile și practicile noastre de centralized observability, să nu avem loguri în 30 de, în două locuri diferite și chestii de genul. La partea de GCP offerings am avut o tentativă când ne-am mutat în Google Cloud și ne-am mutat la Stack Driver la momentul respectiv. Știu că s-au schimbat destul de multe acolo. Trebuie să vedem dacă cum ne-ar ajuta și ce am putea să îmbunătățim la setup-ul nostru. Și la fel learning continuu, încercăm să empower feature teams cât mai mult și să folosească cât mai mult toată partea asta de observability. Chiar dacă este un shared ownership model, în momentul ăsta, în unele cazuri, e mai multă presiune pe core team pentru a dilute. Ok, it happens something like that. Și încercăm să împingem cât mai spre stânga și feature team să le owneze capodă. Ok. Cam atât aveam să vă povestesc astăzi. Până ce am dat seama că am vorbit ca un descreat, îmi pare rău de la emoții. Ok. Așa, detecții de anomalii. Întrebări sau dacă vreți să intru în mai detaliu în ceva anume? Mie mi se pare super interesant și cât dacă aveți ceva întrebări, chiar vă rog să le puneți pe chat. În primul rând îți mulțumim, Gabriel, pentru că ne-ai dat așa o doză de realitate. E destul de interesant unde ați ajuns cu sistemele și mai ales disciplina pe care o aveți să faceți observabilitate. Chiar eram curios, am o întrebare legată de cum faceți asta la nivel de individ, adică cum te asiguri că vine un developer nou și el își loghează tot ce e de logat, adică cum ați setat cultura observabilității mai departe de tool-uri? How you deal with that? It's a ongoing process. Nu pot să spun okay. că e fully set, adică nu pot să spun că am atins nirvana, ca să zic așa, pe partea asta, dar este ongoing. Responsabilitatea cea mai mare în toată partea asta este întotdeauna echipei. Feature teams sunt foarte independente și practicile echipei primează asupra practicii organizației. Asta înseamnă că noi încercăm să... Ce mă interesează pe mine ca și în poziția mea este să aliniez echipele ca și practici. Când vine un coleg nou, via onboarding și via toate presiunea echipei, ea trebuie să se ocupe de îl aduce la zi. Ok, ok. Uite, Cristian întreabă dacă în cazul în care folosiți Istio, dacă v-ați gândit să-l integrați cu Jaeger. Momentan nu folosim Istio, este pe listă și da, e unul dintre motivele pentru care vrem să folosim Istio. Una okay. dintre îngrijorările în momentul ăsta la nivel de Jaeger, în momentul în care o să avem setup-ul pregătit și asta, este că pe lângă, ok, ridicăm tot ce înseamnă toată povestea asta, o să fie nevoie de un efort să intrăm din aplicații și să încercăm să capturăm anumite toată partea de tracing, să o facem manual. Okay. NewRelic pentru tot ce înseamnă APM o face el automat pe PHP. În Go, de exemplu, nu o face automat, tot să intri tu manual și așa.
Istio, teoretic, ar trebui să ne ajute fix pe partea asta la, ok, tot ce înseamnă comunicare între microservicii, să îmbrace el și să reușim să tragem trace-urile, să ne împingem Jaeger fix din Istio. Ok. Ok. Și iarăși, înainte să dăm microfonul către Radu, mi se mai pare interesant partea asta de detecție de anomalii. Faptul că ați folosit un sistem care, by default, gândul nu te duce să trimiți logurile de Nginx în BigQuery, v-ați început să faceți asta, care e un lucru destul de, un lucru destul de bun și you can leverage puterea machine learning și analiza automată a logurilor la finalul zilei. Da, aici avem, sunt două motive pentru care am mers către varianta asta. Știu că și Elasticsearch oferă în Enterprise Edition soluții de machine learning, chestii de genul. Ideea e că, unul la mână, echipele noastre, echipa noastră de data science sunt foarte familiarizați și lucrează foarte bine deja pentru problemele noastre de feature-uri pe BigQuery, adică tot ce construim, tot data warehouse-ul, și sunt foarte obișnuiți. E un bonus acolo. La fel, eu venind dintr-un background de backend, știu că există foarte mare valoare în a avea date într-o bază de date columnară și toată partea asta și poți să le legi foarte bine între ele. Okay. Tocmai ce a menționat și Bogdan, inclusiv Cloudflare-ul, am legat Cloudflare-ul tot așa la BigQuery. Și avem vizibilitate inclusiv la layer-ul ăsta dinainte să ajungă la noi în network. Okay. Ceea ce nu știu cum am fi reușit altfel. Super. Te mai întreb, Cristian, dacă folosiți și Kibana APM. Dar eventual putem să punem întrebările astea mai pe final, să le păstrăm pentru final ca să trecem prin prezentări și după aia dezbatem, că e clar că sunt multe, multe subiecte de interes. Radu, de AWS Master. Zine cum se face pe Amazon. Hai să vedem cum se face pe Amazon. Imediat să dau și un share. Ok. În primul rând să mă prezint, deci numele meu e Radu Dobrinescu și sunt Partner Solutions Architect la Amazon Web Services de aproape 2 ani. Ca background, nu sunt chiar developer, mai mult om de infrastructură, să spunem. Dar facem efortul ăsta astăzi să vorbim despre observability în zona asta de developing. Și primul slide este legat de ce spunea și Gabi, de cei trei pillars sau cei trei inputs. Da? Deci la AWS avem, ca în multe alte arii, multe servicii pe partea de observabilitate. Dar în esență, cam toate serviciile astea au la bază trei, să spunem, trei servicii AWS, servicii mature, robuste, solide, pe baza cărora sunt tot felul de vizualizări definite sau funcționalități din area de observabilitate. Și cele trei sunt CloudWatch Logs pentru loguri, CloudWatch Metrics și X-Ray Traces. Nu o să merg în detaliu despre fiecare, dar doar să vă dau așa o idee despre câteva feature-uri mai interesante. De exemplu, la Metrics, practic într-o singură interfață, în CloudWatch Metrics, avem colectate toate metricile din cam orice serviciu AWS, dar se pot defini și metrici custom. Deci o metrică absolut custom dintr-o aplicație poate fi definită și poate fi trimis cu un API de CloudWatch, astfel încât să avem un dashboard prin care să urmărim metrica asta. Există și metrici calculate, deci putem defini noi metrici ca un average sau ca sumă sau ca număr de erori pe unitate de timp, să avem un error rate pe un anumit serviciu și pe care să-l urmărim ca dashboard sau să definim alerte pe diferite canale, pe mail, pe SMS, pe orice. Există și funcția aceasta de anomaly detection, de detecție de anomalii, care poate fi făcută din nou pe orice fel de metrică. Iar pe partea de loguri, pe CloudWatch Logs, ce ar fi interesant ar fi funcția asta de log insights,
E aici o poză din Log Insights, practic arată și distribuția pe timp a logurilor, dar există și posibilitatea de a face query. Deci e un fel de SQL querying pe loguri. Se poate filtra după timestamp sau după mesaj sau după serviciu și atunci poți să faci un query destul de complex. Serviciul vine cu query-uri predefinite, cele mai comune query-uri, dar poți defini și un query ad hoc pe care să rulezi și să vezi logurile să fie cele mai relevante fără a trebui să sap prin multe, multe loguri. Și pe lângă CloudWatch Logs, CloudWatch Metrics, probabil ce ar trebui să fi fost CloudWatch Traces e de fapt AWS X-Ray. Deci X-Ray e un fel de APM, e cloud native, este serviciul APM al AWS-ului și e bine integrat cu restul, sau nu cu restul, cu o bună parte din alte servicii de AWS. De exemplu, cu API Gateway, cu App Mesh, că tot vorbeam de Istio mai devreme, EC2, Beanstalk, containere, fie pe Kubernetes, fie pe orchestratorul AWS ECS. Practic toate se integrează nativ cu X-Ray. Trace ID-ul e generat și apoi urmărit prin toate aceste servicii. Pentru instrumentarea aplicațiilor custom, apoi există X-Ray SDK. Se poate face pe practic orice limbaj de programare. Există acest SDK și apoi există un agent. Practic SDK-ul trimite informațiile către agent, agentul le trimite către serviciul de AWS X-Ray în batch. Și există atât variantele native, dar există și o integrare cu OpenTelemetry. Există AWS Distro for OpenTelemetry și există OpenTelemetry SDK. Deci există și această variantă să avem un colector de OpenTelemetry, astfel încât dacă vrem să trimitem datele nu numai către X-Ray ca APM, ci către orice altă soluție, putem să folosim și OpenTelemetry. Și o să vedem la sfârșit, o să vă arăt așa poza completă a tot ce e posibil pe partea asta. Tot la X-Ray, pe lângă, să spunem, toate funcționalitățile astea, capabilitățile de a genera trace, de a urmări în diferitele componente și așa mai departe, există și o parte de analytics. Tot așa, vine cu un grafic în care să vedem distribuția în timp a trace-urilor, putem filtra după trace-uri, dacă vrem, nu știu, trace-urile de un anumit IP sau trace-uri pe care au un anumit cod de răspuns, poate eroare sau ok, sau mă rog, se poate face slice and dice. Și există și componenta de insights pe X-Ray și este exact acea componentă care vine cumva powered by machine learning, ca să dăm toate keyword-urile utile și care practic apoi output-ul nu e un simplu trace, output-ul este ceva mai util, în sensul că va fi ceva de genul ok, incidentul cu tare a durat 10 minute și a impactat, nu știu, 40% din request-urile clienților. Deci cam asta ar fi, să spunem, capabilitatea pe partea asta de insights. Și ca un penultim slide, asta ar fi poza completă, să spunem, și simplificată a tuturor serviciilor de observability în AWS. Deci, la nivelul de jos avem instrumentarea, care din nou poate fi fie cu CloudWatch Agent sau cu X-Ray Agent sau cu AWS Distro for OpenTelemetry. Pentru servicii AWS e foarte ușor să se facă asta. Trebuie doar să dăm enable la X-Ray Tracing și atunci asta e automat. Și apoi, în partea stângă, avem serviciile, să spunem, native în AWS. Deci avem CloudWatch Logs, Metrics și X-Ray ce am acoperit. Apoi avem câteva servicii de vizualizare, colectare sau servicii manage de a seta, să spunem, pe un serviciu toată partea asta de observabilitate, cum ar fi Container Insights. De exemplu, pe un container, pe EKS sau pe ECS. Dacă vrem să setăm toată partea de observabilitate, în loc să mergem și să configurăm fluentd sau fluentbit și, nu știu, prometheus așa mai departe, atunci putem pur și simplu să facem enable la container insight și în spate o să facă toate configurările astea cu
cu vizibilitatea apoi în consola AWS. La fel pentru Lambda sau Contributor Insights, care e ceva asemănător, dar custom, se poate face pentru alte servicii. Și Synthetics este o capabilitate de monitorizare, cumva, practic e un fel de ping.com, ping.com, să poți să dai ping pe anumite servicii sau să poți să generezi, să zicem, trafic și să vezi că totul este ok. Și apoi peste toate vine acest layer de service lens, care e layerul de vizualizare și practic este cel care corelează logurile, metricile cu trace-urile și face mai ușor identificarea unui issue. De exemplu, dacă vezi o alertă, poți ușor să vezi corelate toate logurile, astfel încât din trace-ul ăla să vezi în log ce anume a cauzat acel issue. Și în partea dreaptă, să spunem, toată suita echivalentă de servicii, dar open source. Deci există Amazon OpenSearch, e varianta AWS a Elasticsearch, pentru loguri. Avem un serviciu managed de Prometheus, practic elimină efortul administrării și poți să provizionezi serviciu managed dacă vrei să folosești Prometheus. Jaeger rămâne open source și avem pentru vizualizare serviciu managed de Grafana. Din nou, serviciu managed care să elimine efortul administrării. Și acum pot să vă arăt un pic și cum arată în viața reală, cum ar arăta serviciul ăsta pe o aplicație. Am o aplicație de demo. Interfața arată așa, este un magazin online, cred că se numește magazin, dacă e pentru adopții. Practic, mai multe animăluțe pot fi filtrate după culoare, după tip și apoi pot fi adoptate. Mă rog, asta e mai puțin important. Aici în dreapta e arhitectura aplicației. Și practic e făcută să folosească cât mai multe servicii posibil și să vedem că toate pot fi cumva corelate și putem avea o vizibilitate, să spunem, unitară într-un singur panou, să vedem absolut tot ce se întâmplă în aplicație. Frontend-ul rulează într-un cluster EKS, un serviciu managed de Kubernetes pe AWS. Apoi avem câteva microservicii care rulează tot în containere, dar pe ECS, serviciul de orchestrare de containere al AWS-ului. Ca persistență avem atât S3, avem și DynamoDB pentru un key value store NoSQL și avem și o bază de date relațională, un Postgres. Folosim și API Gateway pentru accesarea microserviciilor și avem și niște funcții Lambda care sunt scrise în Python și de fapt aceste funcții Lambda sunt chiar orchestrate cu OpenTelemetry, instrumentate cu OpenTelemetry, pardon. Și în container avem containere cu Java sau cu Go. Deci practic folosim diferite SDK-uri pentru a instrumenta toate componentele astea. Și hai să vă arăt cum arată aplicația și cum arată și serviciile de observabilitate în consolă. Și imediat o să încerc să vă arăt asta. Ok, ar trebui să vedeți acum. Asta e aplicația, interfață basic, se vede clar că e aplicație de demo. În care poți să filtrezi, să alegi un animalus de ăsta și să faci un payment. Practic e un apel pe un microserviciu de payment și se face o înregistrare în bază de date cu adopție. Și acum dacă mergem în consola de AWS pe CloudWatch, Ok, și aici vedem, în primul rând o să vedem cele două alerte, o să vedem imediat ce e cu ele din DynamoDB. Avem logurile, unde, exact ce vă spuneam, putem să rulăm acele query-uri pe log group și să avem, mă rog, informații filtrate mai bine. Avem metricile, container insights, practic aici din orice container
Container Insights aici ne arată metrici din orice cluster IKS care rulează pe cont. Sau avem metrici generate din Lambda Insights sau metrici generate din clusterele de ECS. Și ce vreau să vă arăt este acest Service Lens Map, care practic pe baza traceurilor generate, pe baza traficului din aplicație, generează această hartă a aplicației. Să fac și full screen ca să vedeți mai bine. Și în care fiecare nod e de fapt o componentă din acea aplicație, iar fiecare linie reprezintă traficul intern sau traficul dintre diferite microservicii sau diferite componente. Acum, câte request-uri sunt? Lucrul ăsta e arătat prin dimensiunea liniei. Cu cât linia este mai groasă, cu atât traficul este mai intens între două noduri din aplicație. Și de asemenea putem vedea și latency-ul average între ele. Aici, uite, pe componenta asta de DynamoDB, vedem că avem o alertă. Sunt exact acele două alerte pe care le văzusem și în prima pagină detectate. Practic, dacă dăm click pe ea, o să vedem, sunt generate de setarea de capacity, scuze. De setarea de capacity care era provisioned și noi cumva trecem peste acea capacitate provizionată. Haideți să vă arăt cum ar arăta traceurile și cum am face, să spunem, identificarea unui issue. By the way, undeva în spate rulează niște containere care generează și trafic pe aplicația asta și care execută și payment-uri și insert-uri în baza de date și așa mai departe. Și acum, la o primă vedere, vedem aici și pe lângă informațiile astea de trafic, de latency pe fiecare nod, pe fiecare microserviciu sau pe, să spunem, edge-ul dintre ele, pe legătura dintre ele, vedem și informații referitoare la health, la starea fiecarei componente. Și putem să mergem direct să vedem prin click câteva metrici sau să mergem direct la traceuri. Pe traceuri, din nou, putem să le filtrăm pe fiecare componentă. Noi o să rămânem pe microserviciul ăsta de payments. Și putem să le filtrăm apoi în funcție de, să spunem, metadatele trace-ului. Deci care este statusul respectivei componente, sau putem să filtrăm trace-uri după metoda HTTP a request-ului, sau după IP-ul clientului dacă știm că doar, nu știu, un singur client cumva are probleme, sau după diferite criterii. Și eu o să merg pe node status. Pot să filtrez doar traceurile care au cod de eroare. Și apoi o să le vedem aici. Din nou o să vedem și distribuția traceurilor după response time. Dar ce e mai important, că o să vedem și traceurile generate cu acel răspuns de eroare și practic dând click pe traceuri o să vedem și vizual care e parcursul acelui request prin aplicație și care sunt componentele pe care le atinge acel request. Dar o să vedem și acest timeline din nou cu componentele care au fost atinse, durata fiecăruia și așa mai departe. Practic vedem și codul de eroare. La noi a fost pe acel microserviciu, pe Pay for Adoption. Dacă dăm click și apoi scroll, automat este corelat și cu logo-ul. Și practic tot ce trebuie să facem, să extindem aici și vedem că de fapt a fost un illegal memory allocation. Și am găsit cumva și cauza eroilor. Deci, practic asta ar fi Service Lens. Aduce traceurile, metricile, logurile la un loc și permite corelarea asta ușoară a tuturor, astfel încât să facă identificarea mult mai rapidă. Asta ar fi în interfața de CloudWatch. Acum, ultimul lucru ar mai fi că și X-Ray, ca serviciu, are o interfață proprie, o consolă proprie, care are practic un feature asemănător cu cel de Service Lens, acest Service Map, cam același lucru, dar vine și cu partea asta de Analytics, din nou, unde se pot face tot felul de filtrări sau se poate vedea distribuția trace-urilor în funcție de response time sau în funcție de, nu știu, de URL, de response,
code și așa mai departe, și partea de insights. Ce ar mai fi aici interesant, că se poate face și sampling. De exemplu, pe anumite request-uri sau anumite componente, vrem să limităm cumva trace-urile pe care le generăm. Și putem să facem o configurare de sampling pe X-ray. Ăsta cumva ar fi avantajul soluției native, unul din avantajele soluției native, pe lângă faptul că e bine integrată cu alte servicii și că nu trebuie să facem configurări foarte granulare. E de ajuns să dăm o bifă, să facem enable la tracing pe X-ray în API gateway sau în AppMesh sau în alte servicii supportate. Putem să controlăm și acest sampling centralizat, practic orice din orice altă componentă unde avem enabled X-ray, putem să controlăm sampling-ul ăsta centralizat din serviciul X-ray fără să fie nevoie să intrăm pe fiecare să facem setarea asta. Și cam asta e din partea mea. Radu, îți mulțumim, e fenomenal. Ai o echipă care lucrează un an la un sistem de observabilitate, l-ai arătat cu două clicuri. Concluzia mea sau până acum, ce văd eu e că ai două variante. Ori o e așa ușor și implementezi soluții open source și le pui în BigQuery și le scoți din BigQuery și începi să vezi detecția anomaliilor automat, ori folosești CloudFormation ca să provizionezi niște servicii în Amazon și mergi out of the box. Am o întrebare. Și dacă mai aveți și voi alte întrebări să le puneți pe grup. De exemplu, dacă ai o aplicație în PHP și rulează, să zicem, în containere, pui un agent de New Relic și poți să vezi ce se întâmplă cu tranzacțiile, adică efectiv instalezi ceva și apoi îți conectezi fluentul la containere și dă ea informație în std::\. Pe Amazon ce trebuie să faci dacă eu am un Magento care rulează pe Kubernetes în Amazon ca să pot să folosesc tot stack-ul ăsta de observabilitate? Trebuie să instalezi efectiv un agent? Să... E făcut foarte, foarte ușor. Deci ori poți să mergi pe partea manuală, cum ai face în orice alt Kubernetes, ori poți să folosești aceste feature-uri, de exemplu, cum ar fi FireLens, care ușurează mult munca când vrei să setezi logurile, cum vrei să trimiți logurile, să le colectezi, să le trimiți. Sau Container Insights. Container okay. Insights, care iară vine cu chestii predefinite pentru container, să spunem, sau imagini mai populare. De exemplu, de Nginx vine direct instrumentat și doar trebuie să faci enable la acest container insights. Pe și pentru trace-uri trebuie să faci ceva efectiv sau să instalezi ceva language specific? Și pentru trace-uri există language specific, acel SDK de X-ray. Și apoi o să rulezi, în cazul Kubernetes-ului, o să ai un daemon set unde se rulează X-ray agentul, să spunem. Okay. Dar va trebui să ai un SDK care să instrumenteze aplicația. Ok, foarte interesant. Mi se pare că e destul de ușor. Sunt sigur că vine și cu ceva constrângeri și poate și costurile. Nu știu dacă aveți un calculator de costuri sau te prinzi după aia. Lansează aplicația și te prinzi după aia. Dar sunt sigur că sunt multe beneficii, că poți să vezi destul de ușor, mai trebuie să te duci, mai ales pentru un enterprise unde achizițiile se fac mai greu. Am Amazon și pot să folosesc acolo tot ce trebuie ca să dau drumul la treabă, deci nici nu mai e o scuză acum că n-am vizibilitate. Da, și interesant că spui că e și deschis, adică, ok, folosesc Amazon, dar nu plătesc 16 GB, vreau să folosesc Cloudflare. Și atunci pot să-mi trimit logurile din Cloudflare tot în Amazon. Ceea ce mi se pare un lucru destul de interesant. Și apropo de standardizare, dacă nu... Uite, are și Octav o întrebare legat de X-ray, reactivat de la serviciu la serviciu. Nu toate serviciile te lasă să configurezi sampling rate sau... Da, deci anumite servicii vin cumva integrate cu X-Ray. Cum spuneam, okay. Pe API Gateway poți să te duci și e efectiv e o bifă. Trebuie să enable X-Ray tracing, tot ce trebuie să faci. La fel pe AppMesh. Din nou, asta e service mesh-ul nostru, e echivalentul Istio în AWS, soluția nativă. La fel, vine complet integrat, doar trebuie să pui bifa aia.
Acum, pe serviciile pe care poți face asta, nu toate serviciile sunt integrate cu X-Ray. DynamoDB nu are integrarea asta, de exemplu. Pe serviciile pe care poți face integrare, odată ce o ai enabled, apoi poți, cum să zic, poți controla sampling-ul centralizat din serviciul de X-Ray. Nu pe okay. fiecare, pe API Gateway sau pe Atmash. Ok. M-a interesat și partea asta între Kubernetes Ops și Cloud Native Ops, challenge-ul pe care îl are și Bogdan la Adormi, cum asigur că am observabilitate pe toate serviciile, nu doar la nivel de aplicații care lucrează pe infrastructură. Bănuiesc că e integrat și cu Lambda și poți să-ți vezi acolo. Ok, super. Exact. Super. E o perspectivă destul de interesantă. Și acum aș vrea să vedem și perspectiva lui Vlad legată de fundamentele în observabilitate, how to build an observability strategy, indiferent dacă ești pe Amazon sau pe Azure sau pe on-prem, și cum poți, pe măsură ce nevoile tale cresc, și poate ai niște specialiști care știu foarte bine BigQuery și are sens pentru tine să îți ții datele acolo, cum poți să folosești standarde deschise astfel încât să poți integra cu toate sistemele. Vlad, ai butonul de play. Eu am tendința teribilă de a deveni prea pasionat despre ceea ce vorbesc sau de a vorbi foarte, foarte, foarte mult și a bate câmpii. Este o problemă personală, lucrez la asta, dar este still a work in progress. Așa că ceea ce am făcut este, acum jumătate de oră, înainte să începă prezentarea, am preînregistrat videoul. Asta o să, teoretic, o să ne ofere și o calitate mai bună. Vedem. O să dau play, după care o să avem efectiv întrebările și toate aceste părți. De asemenea, eu sunt de pe Mac, deci vom vedea cum se comportă, pentru că Chrome se mai supără. Dragilor, eu sunt Vlad și o să fiu față de aici din calls care o să prezinte pentru următoarele 20 de minute. De asemenea, asta e prima mea prezentare în română în vreo 3 ani, așa că o să vă rog să scuzați romgleza teribilă pe care o voi folosi. Ce o să facem în astea 20 de minute? O să începem să discutăm cu ce e observabilitate, ce legătură are cu aplicațiile și cu codul nostru. O să discutăm cum putem implementa observabilitatea în aplicațiile noastre și o să încheiem discutând cum alegem un provider și niște tips and tricks. Bineînțeles, o să avem după un Q&A și partea socială a meetup-ului. Suntem aici pentru comunitate, suntem aici să răspundem la întrebări și să ne ajutăm unii pe alții. Un plan scurt și la obiect, în 20 de minute nu putem mai mult. Bun, observabilitate. Care se scrie și O11Y, că sunt 11 caractere între O și Y și lumea din IT chiar are ceva cu prescurtări. Da. Să lăsăm numele și să ne concentrăm pe aplicațiile noastre. Cum putem ști ce fac? Cum știm că într-adevăr se execută ce cod vrem noi și se întâmplă ce vrem noi? Cum știm că s-a completat o tranzacție? Cum știm că a crăpat ceva? Cum știm de ce a crăpat ceva? Loguri! Trească logurile! Să fim realiști, să ne uităm la un exemplu mai valid. Ceva de genul ăsta cred că am avut cu toți în codul nostru la un moment dat. Logăm într-o veselie și după dăm un tail F ca să urmărim ce se întâmplă. Funcționează destul de ok, tească grep și tool-urile de genul. Nu e ideal, în schimb. Dacă căutăm după payment, spre exemplu, o să primim mii de rezultate, că avem cuvântul payment într-o tonă de loguri. E ok, mai adăugăm niște grepuri, mai adăugăm niște filtre și până la urmă iese ceea ce dorim. Asta, în schimb, dacă lucrăm cu un număr relativ mic de mașini și avem acces la loguri ușor. Dacă avem un program care rulează printre alte 2000 de programe pe 5000 de servere și toate logurile sunt mult mai multe și nu le avem la un loc, devine mult mai complicat. Așa că ce am început noi să facem ca industrie? Am început să îmbunătățim logurile. Trăiască JSON-ul sau XML-ul sau orice alte formate mai clare. JSON-ul arată cel mai bine pe slide-uri și e ușor de citit, așa că o să mergem și o să continuăm cu JSON în această prezentare. Ce am început să facem a fost să adăugăm date și să adăugăm context. Hai să adăugăm, de exemplu, data la care se întâmplă evenimentul. Time sync între mașini e precis, dar mai e drift și cine știe ce se întâmplă. E mai bine să fie acolo, putem să ordonăm evenimente. Hai să adăugăm numele aplicației care loghează ca să putem filtra numai după aplicația care ne interesează pe noi. Hai să adăugăm eventual, nu știu, server name-ul. Chestia asta ne-ar ajuta să știm dacă e o problemă cu aplicația pe un server sau dacă e o problemă generală care se întâmplă pe mai multe servere.
am stat aici ceva timp ca industrie. Nu aveam neapărat JSON, dar fiecare aplicație avea formatul ei de loguri. Cei de la Nginx aveau formatul lor, Pashy avea formatul lor, în funcție de ce librării foloseam în cod, aveam și noi formatul nostru. Abordarea asta a rezolvat o tonă de probleme, dar nu am rezolvat problema că dacă căutam după payment, primeam 11.000 de rezultate. Ce a început să apară sunt logurile structurate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mai punem orice mesaje vrem noi, ci punem mesaje structurate. Adică avem, spre exemplu aici, payment ID executed successfully. Ăsta e un string static. Putem căuta exact stringul ăsta și primim exact rezultatele la care ne așteptăm. E consistență. Unii oameni au început chiar să emite evenimente și nu loguri. Asta așa pentru super mega extra structură. Ceva de genul. Încă avem mesajul, dar avem și field-uri mult mai dedicate. Action, state, payment ID. E mult mai ușor să filtrăm și să găsim logurile relevante. Hei, știu că payment-ul pentru clientul X a crăpat. Dăm și mie logurile. Este o chestie la care se poate răspunde mult mai ușor dacă folosim loguri structurate. Ba chiar, unii oameni au început să adauge transaction ID. Pentru fiecare tranzacție avem un ID ca să putem mai ușor să vedem cum s-a ajuns exact la payment-ul ăsta. Cum s-a calculat cât e de plată, cum s-a calculat cât de multe taxe trebuie plătite, cum s-a inițializat plata, ce provider s-a folosit, către cine s-a trimis tranzacția să fie executată și tot așa. Când cineva începe o inițiativă de plată, apoi generăm un transaction ID și propagăm ID-ul ăsta peste tot ca să putem urmări tot flow-ul acțiunii, tot business flow-ul. Asta-s tracing. Da, pe bune. Tracing-ul nu e ceva nou sau ceva revoluționar sau ceva ce ar trebui să ne sperie. Nu. Majoritatea dintre noi făceam deja tracing în 2008, dar nu îi ziceam așa. Ce s-a întâmplat este comunitatea a evoluat masiv și a apărut un standard pe tema asta. Avem mesajul nostru frumos. Transaction ID e redenumit în Trace ID, că practic asta facem. Vrem un trace, o urmă, o istorie a ceea ce s-a întâmplat. Dar mai adăugăm și parent ID ca să putem face nesting. Dacă am o tranzacție, deci un trace, cu 1000 de loguri de la un pas mai vorbăreț, de exemplu, calculul de taxe e super vorbăreț și loghează 1000 de linii, aș vrea să pot să ascund alea 1000 de linii. Deci să avem o ierarhie ar fi o idee super bună și ar ajuta masiv. Astea sunt trace-uri. O colecție, o ierarhie de evenimente de genul ăsta. Așa. Fiind un standard formal, fiind definit printr-un standard formal de la W3C și cu toată birocrația și exactitatea necesară, sunt mult, mult mai multe detalii aici. Ce format are trace ID-ul, cum arată field-urile și tot așa. O să discutăm o idee despre asta mai încolo în prezentare, dar nu o să intrăm în detalii. Dacă chiar sunteți curioși, standardul e public și puteți să-l citiți. Ceea ce ne interesează și ceea ce o să abordăm noi este rezultatul. După cum ați văzut în prezentările de până acum, ajungem să avem un UI foarte, foarte drăguț. Când încerc disperat să identific o problemă în timpul unui incident, când toată lumea urlă la mine, apoi e foarte benefic că pot să văd imediat în trace-ul ăsta, query-urile se execută secvențial, query-urile în baza de date se duc una după alta și asta adaugă o tonă de latență. Probabil de la asta aplicația este mult mai lentă, este mult mai ușor să identific o problemă. Hai să discutăm despre cum implementăm trace-uri. Înainte de asta, în schimb, vreau să fiu foarte, foarte, foarte clar. Logurile nu au dispărut neapărat și nu au fost total înlocuite de traces. Nu. Da, pentru developer și operator și oricine vrea să înțeleagă ce face o aplicație, traces-urile sunt mult mai folositoare. Dar logurile încă au rolul lor. Încă există, încă sunt folositoare. Spre exemplu, pentru compliance sau pentru audit. Bun, hai să ne întoarcem la subiect să discutăm cum implementăm tracing și cum reușim să avem și noi grafice de alea frumoase. În vremurile de demult, dacă vrei să instrumentezi o aplicație cu orice vendor, trebuia să folosești librăria lor sau să ai un colector de la vendor instalat undeva pe server. Hai să ne concentrăm pe exemplele de cod aici, că e mai ușor decât să arăt o rețetă complexă de Chef sau Ansible. Ce făceam era că în fiecare aplicație adăugam librăria de la vendor. Dacă foloseam Datadog, apoi băgam librăria de la Datadog. Foloseam Zipkin, apoi adăugam librăria de la ei. Foloseam NewRelic, importăm librăria lor, care bineînțeles e total diferită de toate celelalte. Și o librărie care vrea cu totul și cu totul alte funcții băgate prin cod și are alte interfețe și tot așa. Pe partea de collector era și mai dubios. Instalează agentul ăsta pe fiecare server care trebuie configurat așa, adaugă plugin-ul ăsta la logs și tot așa. Având un standard formal pentru tracing, metrice și loguri, a apărut o comunitate în jurul acestora.
cum peste standard de HTTP avem browser, spre exemplu, peste tracing avem OpenTelemetry. Toată industria se standardizează acum pe OpenTelemetry, deci despre ei o să discutăm. Ce au făcut cei de la OpenTel, care este prescurtarea de la OpenTelemetry, OTEL? Au standardizat. Avem un alt import acum. Yay! Nu e chiar așa. Ce au făcut este într-adevăr să standardizeze. Deci cu OpenTelemetry avem un singur provider cu care putem integra orice vendor. Să zicem că avem o aplicație în Go și vrem să trimitem loguri, metrice, trace-uri, whatever, către un provider. Să zicem Datadog, ca un logo drăguț. Apoi adăugăm librăria de la Datadog în cod, instrumentăm și trimitem datele. Bun. Să zicem că avem o aplicație în Python. La fel, vrem să trimitem date către un provider. Tot Datadog, că de, la noi în companie s-a standardizat și cineva a făcut deja purchase request-ul pentru Datadog. Apoi adăugăm librăria specifică la Datadog în codul nostru de Python. Și tot așa pentru fiecare aplicație. Ce face OpenTelemetry este că înlocuiește multe bucățele de pe drum standardizând chestii. Deci, în loc să adăugăm librăria de la Datadog, adăugăm librăria OpenTelemetry și trimitem tot către Datadog, că oamenii de la Datadog au suport pentru OpenTelemetry. Dar, dacă vrem să trimitem către altcineva, NewRelic, de exemplu, nu avem mare brânz de schimbat. Folosim aceeași librărie. Nu e de schimbat decât un config mic de tot. Nu trebuie să scoatem și să modificăm mii de linii de cod care loghează și fac chestii de observabilitate. E, aici e marele, marele avantaj de la OpenTelemetry. Practic, cu OpenTelemetry se adaugă codul o singură dată în aplicație, se instrumentează o singură dată și după se pot trimite date, loguri, metrice și trace-uri, către absolut o tonă de vendori. E genial! Un alt avantaj masiv este că acum avem o singură librărie de adăugat în cod. Toată lumea folosește o singură librărie comună. Dacă în trecut Datadog era super drăguț pentru Rails, dar nu tocmai ideal pentru PHP și, nu știu, Dynatrace era awesome pentru PHP și Symfony și era foarte bine integrat, nu mai avem diferențe de genul ăsta. Acum totul este la comun. Toți vendorii și toată comunitatea și toți developerii alocă efortul în aceeași librărie. Deci noi ca utilizatori avem acum o librărie de calitate superioară. Nu mai lucrează fiecare companie la librăria lor de instrumentare și nu mai scrie fiecare companie o integrare cu fiecare produs de software. Nu. Toate companiile lucrează acum la aceeași librărie și rezultatul este fantastic. Calitatea a explodat. Și nu numai atât, dar am început să avem vizibilitate în mult mai multe produse. Hai să luăm Jenkins, spre exemplu, care a adăugat recent un plugin de OpenTelemetry. Avem chiar screenshot-uri cu trace-uri trimite către diversi provider open source. Jenkins folosește OpenTelemetry și, din nou, se pot trimite date din același cod, fără modificări, către multipli provider. Vedem aici un trace trimis către Elastic. Aici vedem un trace trimis către Jaeger, care este un provider open source de tracing. Și aici vedem același trace cu același cod, fără modificări în Jenkins, trimis către Zipkin, alt provider open source. Este absolut fantastic. Pentru Kubernetes, că suntem la meetup-ul de Cloud Native, Weaveworks a lansat Casepan, care trimite trace-uri create din evenimentele emise de Kubernetes. Aici, în Honeycomb, putem vedea un trace pentru un deployment. Ce s-a întâmplat când s-a rulat un deployment în Kubernetes? Este mult, mult, mult mai ușor de înțeles, în special pentru lumea nouă. Este mult mai ușor de înțeles ce se întâmplă, cât durează, care este flow-ul și tot așa. Este fantastic. Tot pentru Kubernetes, comunitatea a adăugat tracing pentru API server. Pentru lumea care nu e familiară cu Kubernetes, API server rulează pe control plane și are o tonă de detalii despre cum se interacționează cu Kubernetes. Să avem tracing este extrem de folositor pentru lumea care vrea să vadă ce se întâmplă, să înțeleagă mai bine Kubernetes sau să lucreze la issue-uri, să înțeleagă de ce Kubernetes răspunde mai lent, spre exemplu, de ce sunt probleme de scalare și tot așa. Standardizarea nu e numai trimiterea către provider, OpenTelemetry a făcut mult mai mult. Din nou, la fel cum putem trimite un request HTTP prin proxy-uri și VPN-uri și net-uri și știm că o să ajungă bine la destinație cu toate header-ele, apoi la fel putem propaga trace-uri și metrice și loguri. OpenTelemetry face mult mai multe. Avem filtrări, avem transformări, avem eliminări, am putea sta toată prezentarea să discutăm despre asta, dar nu ăsta este țelul nostru. Bun, acum știm cum putem să trimitem datele către vendori și știm că totul este la comun acum. Diferențele majore apar în folosirea datelor. Diferențele apar în ce știe fiecare vendor să facă cu datele, cum ni le arată și tot așa.
În opinia mea, observabilitatea nu înseamnă traces. Nu. Observabilitatea nu este nici suma de trace-uri și metrice și loguri. Nu. Astea sunt unelte. Sunt tool-uri. Observabilitatea, pentru mine, înseamnă că pot să înțeleg ce face aplicația mea. Ca să citesc din Charity Majors, pot să înțeleg ce se întâmplă în aplicațiile mele din afara aplicațiilor. Deci, fără să mă duc să modific log level-ul din error în info, fără să mă duc să modific codul, fără să mă conectez prin SSH la vreun nod, fără să atașez un debugger, fără nimic. Când fac debugging, pot să înțeleg ce se întâmplă. Când am un incident în producție, pot să înțeleg de ce aplicația mea se comportă dubios. Și tot așa. Asta înseamnă observabilitate. Și da, observabilitatea a ajuns în același punct ca DevOps-ul. Toată lumea e confuză cu privire la ce înseamnă, dar e ok, cam e un startup acum care oferă DevOps as a service, dați-mi mie bani și vă fac DevOps. Observabilitate, îmi cer scuze. Acestea fiind spuse, am intrat clar în partea personală de opinii. Ce expun acum sunt opiniile mele personale și poate am dreptate, poate nu am dreptate. Mă voi detașa un pic și o să prezint în schimb niște tips and tricks ca să puteți lua fiecare o decizie independent. În primul și în primul rând, folosiți un vendor. Zipkin, Jaeger, Elastic și alte tool-uri open source sunt foarte ieftine și drăguțe, dar să fie rulate și întreținute la scară non-trivială, medie sau mare, e dificil. E absolut devastator să fii în mijlocul unui incident și să crape nu numai aplicațiile, dar și monitorizarea pentru ele și soluțiile de observabilitate. Și mai rău, experiența cu tool-urile open source nu e tocmai finisată. Ce contează masiv pentru unele persoane este cum se face trimiterea și acceptarea de date. OpenTelemetry are deja filtre și transformări incluse, deci nu discutăm neapărat despre asta. O să discutăm, în schimb, despre partea de acceptare de date a vendorilor. Se poate rula on-prem, spre exemplu? E compliant soluția cu SOC, ISO, HIPAA, GDPR? Se pot rula colectori on-prem și trimite datele secure către o variantă hosted? Varianta hosted folosește date criptate sau nu? Are vendorul acces la logurile mele? Pentru unele industrii, toate întrebările astea sunt vitale. O altă întrebare care afectează cam pe toată lumea este legată de sampling. Are vendorul suport pentru sampling? Mă ajută vendorul să trimit mai puține date către ei și să nu umflu factura degeaba? Sampling-ul e un subiect ceva mai detaliat și nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar priviți-l așa. Dacă am 2 milioane de evenimente de HTTP 200 și 1000 de evenimente de HTTP 500, sunt mult mai importante alea 1000 unde mi-a crăpat mie codul, deci cele cu HTTP 500. Pentru cele 2 milioane de evenimente HTTP 200 care nu mă interesează, probabil au fost ok, pot să trimit numai o parte din ele? Pot să trimit un subset statistic semnificativ care arată datele pentru toate cele 2 milioane de evenimente? Statistica e o știință destul de detaliată și matură și știm să selectăm datele așa. Dar vendorul trebuie să suporte asta în UI și să arate, să zicem, 200 de evenimente statistic relevante ca fiind 2 milioane de evenimente în realitate. E un mod foarte, foarte ușor de a scădea dramatic o factură. Pentru evenimentele normale și plictisitoare, păstrează numai cele care arată ciudat sau trimite numai, nu știu, 1 din 100 de evenimente, 1 din 1000 de evenimente, pentru că nu mă interesează. Pentru evenimentele interesante, gen erori, apoi trimite tot, salvează tot. Mă interesează enorm aceste evenimente și vreau să văd aceste evenimente. Mai nou, știm să facem sampling chiar și pentru trace-uri. Și sunt numai câțiva provider care suportă asta. Aveți grijă, în special dacă rulați la scară mai mare. Da, după cum am discutat, instrumentarea codului și trimiterea de metrice, loguri și trace-uri sunt acum același lucru indiferent de vendor. Asta înseamnă că vendorii se diferențiază pe parte de querying. Ce pot să fac cu datele mele? Spre exemplu, cât de repede pot găsi ce mă interesează? Cât de repede pot să găsesc logul ăla ciudat? Cât de repede și ușor pot să filtrez după payment ID-ul din exemplul de JSON care îl discutasem la începutul prezentării? Unii vendori te lasă să filtrezi numai după field-uri specifice care trebuie să le definești din timp. Vrei un field nou? Ha! Scoate banii și așteaptă 24 de ore. Cât de reliable și rapide sunt query-urile? Trebuie să aștept 2 minute să primesc rezultatele? Sunt rezultatele pentru toate logurile sau numai pentru ultimele 50 de linii de loguri? Și dacă vreau mai mult de atât, trebuie să dau next și să-mi sacrific primul născut să aștept 3 ore. Cât mă costă un query? Unii vendori taxează în funcție de câte query-uri faci. Deci câte întrebări îi pui sistemului, ceea ce e un mod interesant de a face billing, ca să-mi exprim politicul, și nu încurajează să înțelegi ce face codul, nu încurajează practici sănătoase de development. Într-un final,
cât de mult mă ajută vendorul. Nu mă refer aici la diagrame drăguțe de cine vorbește cu cine, dar îmi arată vendorul, băi, statistic lucrurile au început să ia razna aici, poate vrei să te uiți peste ce se întâmplă. Sau, nu știu, când sunt în mijlocul unui incident, pot să zic, băi, chestiile astea au o problemă, zi-mi ce e diferit pentru ele. Rulează pe același server, au aceeași versiune, au alt build ID, au număr, împart de tranzacții, nu știu. Spune-mi ce este ciudat despre ele bazat pe toate datele pe care le trimit. Ajută-mă să identific problema. Un vendor care poate să facă asta are avantaje absolut masive. Astea sunt întrebările importante acum. Cu OpenTelemetry, developer experience-ul este ceea ce contează. Nu mai contează cum trimitem datele și cum se integrează fiecare provider. Nu. Contează cum le putem folosi, ce putem face cu datele respective. Deci, developer experience-ul contează. Testați intens partea aceasta. Testați vendorii și testați care este experiența cu ei. Am discutat destul de multe, să recapitulăm. Traceurile sunt loguri, dar mai frumoase. Nu e nimic nou sau exotic despre ele, n-ar trebui să ne sperie. Aplicațiile și serverele le instrumentăm acum cu OpenTelemetry. E o chestie open source și arată între vendori care știe să facă loguri, metrice, traceuri și tot ceea ce ne trebuie, multe alte detalii pe lângă. Ceea ce contează acum este ce putem face efectiv cu datele din fiecare provider și pe asta trebuie să ne concentrăm. Acestea fiind spuse, asta este tot ceea ce am avut eu să vă prezint pentru astăzi. Am încercat să păstrez un nivel destul de ridicat și să ofer așa un overview. Mulțumesc mult de tot pentru participare și pentru că stați să mă ascultați. Dați-mi 2 secunde să opresc video share-ul și o să începem partea socială a meetup-ului. O să începem partea efectivă de Q&A și discuții, unde putem intra în orice detalii și unde putem efectiv să avem un mare avantaj că suntem o comunitate și suntem aici să răspundem la întrebări și să ne ajutăm unii pe alții. Mulțumesc mult! Vlad, îți mulțumim mult și noi pentru prezentare. A mers ok videoul? A mers super bine și pe lângă toate insight-urile care ni le-ai dat, ești foarte carismatic, așa că eram un pic sceptic de prezentarea înregistrată, dar ești fan. Îți mulțumim mult. Mă simt flatat, mulțumesc. Am încercat să nu fiu foarte preachy și să vă spun toate părerile mele care sunt mai mult sau mai puțin puternice. Spune-le acum. A ieșit super bine, zic eu. Avem întrebări? Avem curiozități? Nu avem. Da, cine vânde? Îți place ție. Ah, ok. E complicat. Depinde de unde venim, pentru că, ok, există vendors în cool toți la di-da-di-da. Degeaba. Nu lucrăm într-un abstract, într-un void, într-un univers clar stabilit. Nu, avem cod deja existent, avem oameni care știu anumite chestii, avem echipe care știu anumite chestii, avem oameni cu anumite experiențe, avem roadmap-uri, suntem limitați de timp, de bani, whatever. Toate chestiile astea trebuie considerate. În general, pentru mine, dacă există o echipă deja destul de mare, o echipă care nu are timpul să învețe tehnologii noi, o echipă care nu vrea să se streseze prea mult, Datadog. E scump, până la Dumnezeu, nu e experiența ideală, are problemele lui, dar e cea mai ok experiență integrată. Ai în Datadog și loguri și traceuri și metrice. Nu e nimic mai teribil și mai dezgustător decât ca developer să mă pună cineva să lucrez cu 14 tool-uri separate. Aplicația mea are niște probleme. Ok, mă duc să mă uit la loguri în Elasticsearch. Nu văd nimic foarte interesant, dar poate e ceva. Stai așa, hai să mă duc în Grafana să văd că poate a rămas aplicația fără memorie. Mă duc în Grafana, mă loghez în alt UI, fac nu știu ce, încerc să văd ce e. Grafana folosește alt time zone. Stai să pun time zone-ul din UTC în time zone-ul local, cum era în Elasticsearch. Mă uit pe acolo, nu merge, balamuc, mă duc după să mă uit în traceuri și nu știu ce. Este absolut oribil. Este o experiență care lasă developerii devastați și forțează niște schimbări de context absolut oribile care impactează velocitatea companiilor. De asta, Datadog-ul e ok. Dacă chiar se dorește să facă observabilitate, se folosească providerii de top care sunt leading de departe, Honeycomb. De departe, Honeycomb este liderul în domeniu. Am văzut exemplu cu Jenkins, care a adăugat recent suport de OpenTelemetry. Honeycomb au fost primii care au început să instrumenteze pipeline-urile de CI/CD automat și să ofere suport pentru asta acum 2 ani și ceva. Deci sunt cu 2 ani în afară. Honeycomb și Lightstep
sunt singurii care suportă sampling de trace-uri. Se poate face sampling local, dar dacă ai microservicii, un trace începe într-un serviciu, se duce în alt serviciu, după care în alt serviciu. Cum faci sampling pe chestia asta? Trebuie să ții tot trace-ul undeva până când iei decizia de sampling. Că poate iei decizia, nu știu, 14 servicii mai jos că a apărut acolo o eroare. Honeycomb și Lightstep sunt singurii care pot face asta. Dacă lucrați într-un monolit, OpenTelemetry are suport de tail sampling. Poate să țină trace-urile local în memorie, dar again, asta implică un monolit. Deci, Honeycomb, dacă chiar vreți observabilitate de departe. Interesant. Eu am o întrebare legată de log-uri și partea asta de... exemplu, care e diferența între OpenTelemetry și Fluent? Pun o întrebare foarte, în principiu, că dau seama, dar vreau să fiu sigur că nu există confuzie în grup. De exemplu, când decizi, cum alegi să le folosești? E o întrebare bună. Deci, adică diferența între aplicații de ride sharing și Uber, ca așa, să folosesc o analogie. Fluentul este un provider de logging. Înainte de Fluent, lumea folosea Logstash. Okay. Fluent, ceea ce face Fluent e că îți ia logurile din diverse aplicații, din diverse locații, le transformă în Excel, se joacă cu ele și le trimite în diverse locații. Ce e OpenTelemetry? Este un standard și o serie de librării. Este un standard pentru că stabilește multe chestii, cum arată un trace, cum nu știu ce, dar stabilește și detalii de transport. Cum transmit un trace peste request-uri de HTTP? Cum mă asigur că trace-ul curent și starea trace-ului curent se propagă peste gRPC, I don't know. Cum mă asigur că se propagă peste mesaje puse în Kafka? Și okay. OpenTelemetry are și librăriile OpenTelemetry care fac efectiv trimitere. N-am intrat în foarte multe detalii, se poate folosi OpenTelemetry cu Fluentd, cu plugin-uri, se pot folosi numai OpenTelemetry, n-am făcut deep dive-uri. Dar dacă ai majoritatea încep cu un sistem care are, nu știu, Fluent sau are Logstash, după aia poți să-ți păstrezi sistemul tău de colectare de loguri sau aduci OpenTelemetry doar ca o alternativă la integrarea cu APM-ul, de exemplu. Sau cu... Exact. Asta este okay. Total o posibilitate. Avem și tool-uri care iau loguri și le transformă. Și după aia poți să scoți și Fluentul dacă vrei și să rămâi doar cu OpenTelemetry și pentru... Ok. Exact. Ok. Și Prometheus și partea de colectare, cum vine în tot ecosistemul ăsta? Să zicem că Prometheus Gabi folosește deja Prometheus și vrea să treacă la un standard. Mai păstrează Prometheus, îl scoate? E un provider de metrice, la fel cum e și CloudWatch Metrics, la fel cum e și okay. Datadog Metrics. Standardul de OpenTelemetry pentru metrice este actually bazat pe standardul care folosește și Prometheus. Aceste okay. două comunități s-au unit și au decis, băi, hai să stabilim și noi cum expunem metrice. Că Prometheus avea un standard, Grafana avea alt standard, în special legat de cum descoperea aici metrice expuneau aplicații okay. și toată lumea era, băi, lucrăm cu toții la același lucru, cu 14 echipe diferite, hai măcar să standardizăm. Deci ceea ce s-a întâmplat a fost că a apărut standardul ăsta OpenTelemetry. Din OpenTelemetry okay. poți să trimiți metricele unde vrei. Poți să le trimiți în Prometheus, poți să le trimiți în CloudWatch, poți să le trimiți în Datadog, poți să le trimiți unde vrei tu. Poți unde să păstrezi tool-urile curente. Ok, super. Super. Mi s-a mai părut interesantă și perspectiva asta de a face tracing pe componente de infrastructură, cum ar fi pe Kubernetes. Acum nimeni să gândea, ai fac tracing pe un server la nivelul sistemului de operare. Dacă se gândești Kubernetes ca un sistem de operare distribuit, poți să vezi și acolo ce se întâmplă și dacă ți-a distribuit bine sau nu. Avem tracing chiar în sistemele de operare acum. Trăiască eBPF. Puteți să căutați, da. Avem tracing la nivel de kernel, atât în Linux cât și în Windows. Nu știu în alte sisteme de operare mai exotice. Ba da, că eBPF-ul e bazat pe implementarea de BPF din BSD. Deci, din BSD. Presupun că FreeBSD, OpenBSD au deja tracing la nivel de kernel. Dar da, ca operator de Kubernetes să pot să mă uit să văd ce se întâmplă, e absolut fantastic. Ca PM sau ca eu fac și muncă de fractional CTO, spre exemplu, pot acum să îmi instrumentez GitHub action-urile, pot să îmi instrumentez Jenkins-ul și pot să public metricele astea, după care pot să mă uit la chestii gen. Ok, cât îmi durează build-urile? Au început build-urile să dureze mai mult? Mi-au afectat build-urile cât durează să mărgiesc un pull request?
îmi afectează durata build-urilor, velocitatea developerilor mei. Avem mult mai multă vizibilitate în tool-uri și efectiv a explodat toată comunitatea. Începem să avem vizibilitate în chestii pe care nu le vedeam până acum, ceea ce ne oferă insight-uri și oportunități de optimizare fantastice. Apropo de chestia asta cu developer productivity și chestii care nu sunt neapărat foarte tehnice și țin de debug-ul aplicației, mergem un pic și spre metrici de business și eram curios să văd perspectiva voastră a tuturor. Când vorbești de observabilitate, încep să te gândești acum și la metrici de business. Încep să te gândești, vreau să văd poate și vânzările, cum sunt, și am același sistem. Ok, le trimit în loguri, nu știu, Bogdan, voi faceți asta sau Gabriel, există un loc în care se intersectează partea de metrici de business cu partea de metrici de sănătate a aplicației? O să gândești sisteme comune și să folosești aceleași sisteme care să te ajute să iei și mai multe informații, să înrici staff? NewRelic, de exemplu, poți să faci dashboard-uri de vânzări dacă vrei în el. Faptul că ai un ciocan nu înseamnă că trebuie să-l folosești pentru toate chestiile. Se poate. Mie personal nu-mi place să trântesc detalii în trace-uri doar pentru că sunt folositoare pentru departamentul de BI. Trace-urile sunt pentru developer, trace-urile sunt pentru oamenii care lucrează atunci. Dar da, e ușor să folosim trace-uri pentru astea. Ce a apărut recent este chiar testarea pe bază de trace-uri. Gen, băi, știu că trace-ul trebuie să arate cam așa, știu că trebuie să am un call către baza de date. Apoi de ce să nu testez aplicațiile așa? Să testez aplicațiile la nivel de trace și să compar așa. Având informația, e ușor să o abuzezi, în opinia mea. Ok. Bogdan? Da, mai mult în zona de monitorizare e util. Că la un moment dat, să zicem că ai toate elementele pământului de monitorizare, până la urmă, impactul real e, nu știu, că nu mai vânză timp de 10 minute. Ăla bate și Pingdom, bate și Nagios, ce foloseam pe vremuri. Și da, am avut într-o perioadă un plugin de Nagios, când foloseam noi Nagios în era înaintea erei noastre. Și se uita dacă aveai... era un soi de Purman anomaly detection. Dacă aveai vânzări mai puține decât ar fi trebuit să fie în alea 5 minute sau ceva de genul, care ar fi trebuit să fie un overcompassing monitor care prinde și infrastructură și cod și bază de date și everything, știi? Și în felul ăsta, apropo de Synthetics, de la Amazon și NewRelic, parcă are asta data de obsigurare, da, poți să faci niște mici teste din astea sintetice care acoperă un flow clasic ca să te prinzi. Dar, repet, în zona de monitorizare mai mult. Eu la revenue m-aș uita mai mult în zona de monitorizare dacă vreau o metrică care să fie mai overarching decât toate elementele de monitorizare pe care le am eu. Apoi, pe zona de BI, da, noi de asemenea, chestii pe care le faci la nivel de 24 de ore sau one week rather than one minute. Vrei să vezi, ok, ce s-a întâmplat ieri și faci deep dive în diverse chestii. Dar asta e o zonă mai mult în zona de SQL, de, nu știu, Data Studio și așa mai departe. Însă ce este interesant e că avem deseori corelări, băi, s-a întâmplat ceva la ora aia pe zona de engineering. Mereu sunt întrebări de genul ăsta. Și atunci, practic, pornim cu input-ul, cu niște grafice din astea, din Data Studio sau din Looker, în care sunt niște drop-uri de ceva, de conversion, de obicei din Google Analytics sau așa, și ne întrebăm, băi, s-a întâmplat ceva atunci? Sau uneori e pe ore, alteori e pe săptămâni, știi? Și atunci trebuie să corelăm cu release-uri, ne uităm în, nu știu, ce release-uri au fost, ne uităm... ce known incidents avem și atunci e util să adnotez cumva, și aici i-aș întreba pe specialiști, cum naiba face adnotări în toate chestiile astea, că aici a fost un release, că aici a fost un incident și așa mai departe, dacă are cineva, cum să zic eu, soluția preferată pentru adnotări de evenimente, gen release-uri sau incidente sau așa.
Datadog și Honeycomb suportă nativ marcări, garantat 100%, și suportă chiar marcări de timp, gen, băi, marchează jumătatea asta de oră că s-a întâmplat release-ul. Eu automatizez asta din GitHub. Începe un release, punem un marker ca să știm dacă o metrică mai ciudată a fost, spre exemplu, numai în timpul unui release, s-a terminat release-ul, punem markerul de end ca să știm exact ce s-a întâmplat. O chestie care vreau să mai notez aici și Bogdana a punctat-o foarte bine e că observabilitatea nu este numai pentru developeri, nu este numai pentru operatori. Observabilitatea și un tool de observabilitate poate folosi de departamentul de suport, spre exemplu. Dacă eu ca om care lucrează în suport primesc un query că băi, mi-a crăpat, să pot să mă uit la un trace să văd a crăpat că nu s-a putut trimite payment-ul către Visa. Pot să-i spun asta clientului foarte ușor dacă am trace-ul ăla frumos cu denumiri clar și vizibilitate clară. La fel, PM-ii pot să vadă, ok, e feature-ul ăsta folosit, avem trace-uri din bucata asta de cod. Ai spus o chestie interesantă, dacă e trecut frumos și clar. Cine, apropo de fundamente și de cultură, cine se asigură sau care e approach-ul vostru al tuturor? Și pe asta să o punem și o întrebare de la Lucian, legat de standardizarea asta, modului cum comunicăm mesajele. De multe ori am văzut niște mesaje așa, în aplicații scrise în română. Băi, aici e ceva cu aplicația sau... Și asta cred că it's about the culture. How do you set, cum setezi cultura observabilității? Uite, din perspectiva ta, Vlad, că Gabi ne-a spus acolo... E greu și depinde de ce cultură de engineering există. În primul și în primul rând, nu cred în observabilitate automată. Nu mă interesează să văd, ok, am primit, nu că nu mă interesează, nu este suficient să văd, ok, am primit un request, s-a făcut un span pe fiecare funcție. Ce mă ajută? Mă ajută în schimb ca eu, developer, să îmi instrumentez codul să văd ce se întâmplă. Gen, nu, o instrumentare automată ar fi, s-au întâmplat toate query-urile astea de SQL, uite aici stringul care s-a făcut. Nu mă ajută. Eu ca developer, în schimb, am context, am contextul de business, am contextul codului și pot să grupez, spre exemplu, nu știu, trei query-uri separate care le fac sub un span și să zic, aici luăm datele despre produs din bazele de date necesare și dau în trei baze de date diferite. Nu cred în instrumentarea automată sau orice altceva. Contextul contează și o mașină sau AI sau alte bullshit-uri nu pot să automatizeze contextul și human knowledge-ul care există. Human knowledge-ul nu intră în vigoare în momentul în care te uiți pe ele. Dar de exemplu care l-ai dat este fix APM-ul de la NewRelic și I'm a big, big fan. Că intră practic, dacă eu sunt familiar cu aplicația aia. Dacă eu sunt developer. Sunt developer, dar eu lucrez într-o echipă care se ocupă de payments. Văd că mă uit în producție ce se întâmplă, payment-ul meu durează mai mult și mă uit pe trace. Văd că durează destul de mult în subserviciu de trimitere de webhook-uri. Asta nu înseamnă că știu neapărat ce cod e acolo. Dacă avem o structură frumoasă, o structură ușor de înțeles în trace, nu am nevoie să știu codul ăla. E ca și cum adăugăm comentarii. Da, înțeleg. Personal și aș prefera să fie daiul pe pământ și toată lumea să își instrumenteze și să își adauge context și chestii de genul. În schimb, chestia care pe mine cel puțin m-a scos de foarte multe ori din probleme cu New Relic și toată partea de APM este că, ok, you have the bad minimum. Nici măcar nu e bad minimum, e mai mult de bad minimum. Nu ai tot contextul, e un microserviciu, eu fac asta destul de des, intru pe microserviciu făcute de alte echipe, nu am nicio problemă. Da, ok, sunt 2 minute în plus ca să-ți dai seama unde e, dar tot programare e, tot... Nu neg, ajută enorm. Nu neg faptul că nu ajută deloc. Trăiască instrumentările automate, dar nu sunt suficiente. Tu ce spui, Vlad, e că ar trebui să dai human touch codului pe care îl scrii și mesajelor pe care le spui. Adică am încercat să mă conectez la Visa API și uite, am răspuns 503 sau ceva de genul. Exact, să marchezi în trace, să grupezi trace-urile. Dacă ai
câteva sute de query-uri în baza de date fără context. Da, poți să te uiți peste SQL-ul adăugat ca detaliu și să înțelegi ce se întâmplă. Dar, okay, din nou, asta înseamnă extra muncă pentru mine. Și mie îmi place să fiu leniș. Hai să vorbim un pic de Java, că Java e destul de folosit în enterprise. Și chiar eram curios. De exemplu, OpenTelemetry și Jaeger. De fapt, am auzit de implementări de Jaeger cu Spring. Cine știe cine a făcut Java cu OpenTelemetry? Pot să spun că librăriile de OpenTelemetry și integrările au o maturitate diferită. Da, tot efortul este acolo, toată lumea se concentrează, dar diferă. Librăria de OpenTelemetry de Go, spre exemplu, e folosită intens în Kubernetes. Multă lume lucrează la ea, multă lume e interesată. Cea de .NET e folosită de oameni, e folosită de Azure, dar mai puțin, mai nou s-a alocat efortul, nu este la fel de matură. Nu pot spune că am lucrat cu cea de Java și Spring și nu știu exact cât de bine este integrată. Știu că există, nu știu exact cât de bună este. Dar, din nou, absolut toate companiile de monitorizare își alocă acum efortul pentru a aduce librările astea de OpenTelemetry la standardele cât mai bune. Și revin un pic la, pare rău, Lucian, că n-am reușit să venim cu un răspuns. Aici e o comunitate mai PHP driven, comunitatea de startup-uri din România focusată pe PHP. Dar revin un pic la partea asta de abordarea observabilității. Mi se pare un concept destul de interesant. Am impresia că de o parte îl vedem din perspectiva unui developer. Am self-discovery, am automated observability, băi, mă ajută, uite, mă uit cum a scris și Alex Baduca. Mă uit în APM și după aia mă uit un pic în cod. Dar cealaltă sau o altă parte îl vede ca un tool care îți dă răspunsuri de ce se întâmplă cu business-ul tău. Adică echipa de suport se poate uita și poate să răspundă la tichete de suport fără să mai și în enterprise. E o problemă destul de des întâlnită asta de delegare. Deschid un tichet, eu primesc un tichet ca să deschid un tichet ca să escaleze la un, printr-un alt tichet la o altă echipă care să se uite în NewRelic, să uite în cod, să vadă că a fost eroarea, când ar putea să vadă singur că nu mai acceptăm viza că a expirat tokenul de integrare cu viza. Și asta mi se pare o abordare culturală destul de importantă când te uiți la observabilitate. Și anume, băi, ce vrem să facem cu observabilitatea? Debug la aplicație sau vrem să facem un framework în care să ne ajute să înțelegem aplicația? Și sunt curios dacă de perspectivele astea, uite, Bogdan râde, dacă mai are și el cineva perspective legate de... Mi se pare că vorbesc prea mult, dar pot să spun că lucrez, eu, din nou, consultant independent, lucrez cu multe echipe pentru a le aduce la high-performing levels. Și văd efectele implementării unei strategii de observabilitate și sunt masive. E greu și e intens și e nevoie de institutional knowledge-ul ăla care probabil s-a pierdut, că trebuie să duci prin cod să instrumentezi, dar beneficiile sunt masive. Să poată să intre oricineva și să înțeleagă ce se întâmplă într-un serviciu uitându-se prin trace-uri, poate n-are acces la cod, poate nu știe exact ce se întâmplă. Este un avantaj masiv. Să poți să te uiți, ok, am avut un outage, hai să fac un query să văd în trace-urile mele un breakdown după client ID, ca să văd exact în outage-ul ăsta ce clienți au fost afectați, ca să pot să reach out pentru client happiness, să le zic, băi, ne pare rău că ați fost afectați, uite de ce nu se mai întâmplă. De la cine trebuie să vină? Cine are owner? Și dacă eu, în organizația mea, vreau să știu că observability e important și lumea încă face tail-off pe loguri și nimeni nu are ownership ca să facă chestia asta într-o manieră centralizată. Cine ar trebui să aibă ownership dintr-o organizație, indiferent de mărimea ei, să spună... Cineva trebuie să-și facă declarație la registrul comerțului. Deadline-ul e mâine. Da. Cine ar trebui să aibă ownership în organizație? Sau cine ați văzut? De la cine vine mindset-ul ăsta de observabilitate? Și ok, let's do this. Vine de la CTO, vine de la developer, top-down, bottom-up.
How should I approach it? Gabi? La noi a început mixed, adică a fost efort combinat top-down și bottom-up la momentul respectiv. Okay. Problema cea mai mare nu o să fie de tool-uri, asta le implementezi rapid. Problema cea mai mare este de cultură. Întotdeauna acolo o să fie durerea cea mai mare. Și aici e foarte dificil în momentul în care vrei și din punct de vedere high-performing team îți dorești foarte mult să ai echipe independente care să facă lucruri cât mai repede și cât mai valoros pentru companie și în același timp să încerc să vii și cu extra work pe chestiile astea. Și e un balans foarte complicat. Adică chiar e... te dai de două cu capul de perete și peste 3 săptămâni îți dai seama că de fapt ți-a ieșit ceva și degeaba dai tuftul stat. În fine, asta este experiența mea de înjurat pe la terapie că nu-mi ies chestii când dau să-mi prind chestii de genul și mă trezesc după aia peste 4 săptămâni că stai că s-a mai mișcat needle-ul în direcția aia în care trebuie să merg eu. Așa, și uite, nu este o chestie care o să-ți iasă peste noapte, adică nu. Eu personal sunt foarte conștient de faptul că și noi la Adobe mai avem foarte multe de făcut, de îmbunătățit, de învățat și tot așa, dar suntem pe traiectoria cea bună. Și cu toate, Bogdan ca CTO este 100% în spatele tuturor inițiativelor de genul ăsta. Avem, suntem o companie foarte tehnologică, nu vindem, adică deși vindem lingerie intimă și chestii de genul, ADN-ul nostru este foarte tehnologic și avem putere să împingem chestii de genul. Dar adevărul este că vine un COVID și shipping delays și chestii de genul și ți-a dat peste cap toată partea de logistică și tot așa și trebuie să găsești variante să atragi customeri de alt tip și brusc tot feature pipeline este full. Și întotdeauna o să fie un balans și un tag of war pe direcția asta. Și de asta, eu personal sunt foarte happy cu chestii care reușesc să le pun, care să fie out of the box, să mă ducă un pas mai departe. Out of the box, să mă ducă încă un pas mai departe. Ca încet, încet, cu pași de ăștia mici, lumea începe să vede beneficiile, lumea începe și din echipe, mă refer, și încep să adaugă și ei la efectul ăsta. Tot deci așa. La tine este low effort, low adoption barrier. Asta e criteriul principal. Da. Ok. Vlad, văd că ai ridicat două degete. Am ridicat mâna și ca să nu uit că avem o întrebare. Pot să spun că am văzut-o implementată din ambele flow-uri, atât top-down cât și bottom-up. Dacă vine de la un CTO, VP of Engineering, Director of Engineering, trebuie să vină cu buy-in. Ok, hai să explicăm echipei. Nu, implementați observability. Ce e aia? Cu ce se mănâncă? Care-i țelul? Trebuie alocat timp, trebuie alocat training, trebuie alocat research pentru chestia asta. Trebuie obținut buy-in-ul echipei. Și după cum a zis Gabriel, e intens. Pentru partea de bottom-up, am lucrat și cu echipe individuale care au decis, băi, ne pare rău, noi avem un load mult prea mare, totul crapă, nu știm ce crapă, e absolut devastator. Noi, în microserviciul nostru, în area noastră, o să implementăm observabilitate. Și-au asumat asta, și-au luat vendorii și-au implementat chestia. Developerii, în schimb, sunt și ei curioși și când trimiteau query-uri către echipa asta sau întrebau ceva pe Slack, primeau răspunsuri super detaliate. A, da, la noi crapă aici, aici, pentru că asta și uite aici detaliile și uite tot ce trebuie. Și erau, băi, dar stai așa, nouă, ne ia două zile să investigăm root cause-ul. Cum noi v-ați făcut asta de repede? A, păi asta ne-am dat observability. A, cum? Ia ziceți-ne okay. Și nouă. Și se duce mai departe. Topicul ăsta e atacat în detaliu și în Dora Reports. Le recomand cu încredere, uitați-vă acolo, arată ce fac organizațiile high-performing, cum poți să implementezi change-uri de-astea masive de cultură în companii și ce are cel mai bun efect. Bogdan? Da. Bogdan, îmi pare rău să mai adaug eu ceva. Vreau să adaug un reinforcement fix pe partea asta cu în momentul în care ai tool-ul pus, colectează date acolo în spate și la un incident sau la o întrebare
vii cu un răspuns de asta foarte rapid. E mult mai impactful decât 10 tutoriale și 30 de prezentări. În momentul în care scoți, ai un moment în care îți scoate, te ajută să rezolvi problema mai rapid pentru un coleg, acolo se strânește tot interesul din ce în ce mai mult. Scuze, Bogdan, continuă. Da, vreau să răspund la întrebarea legată de owner și nu mai știu cine a pus-o, cred că Andrei. Într-adevăr, trebuie să creezi și niște instituții cumva care să preia ownership-ul la inițiative de genul ăsta. La noi a fost o chestie foarte așa primitivă. La început am făcut o comunitate de back-end developers, când ne-am împărțit noi în mai multe echipe full stack. Am zis, hai să avem cumva o coeziune pe fiecare layer, you know, pe fiecare parte de craft. Și ok, avem un grup de oameni care zic, multe echipe care teoretic încearcă să standardizeze niște lucruri. Apoi ne-am dus și mai cumva nișat și am făcut un soi de DevOps group, oameni interesați de DevOps culture, care e un subset al backend community. Și avem întâlniri, meetup-uri, etc. Și pe chestiile astea, ok, practic ai nevoie să standardizezi, să iei o decizie cu care e de acord toată lumea. Dacă e top-down, e ușor că s-a decis. Dacă e bottom-up, e mai complicat că se ceartă lumea până la sfârșitul vieții, să ajungă la un consens care de fapt nu e necesar. Și ok, ai o decizie, după aceea cum o implementezi. La noi au mers migration party, ne încuiem într-o cameră câte un om de la fiecare echipă. Și am instrumentat, nu știu, N microservicii super rapid, să le mutăm de la super rapid, stați săptămâni, nu ore. Dar totuși a fost ok, să le mutăm de la Docker Swarm la Kubernetes, a trebuit să le instrumentăm puțin diferit. Și funcționează migration parties, mai funcționează să ai un soi de negociere ca un procent de alocare pe sprint să fie pentru chestii tehnice, de housekeeping. Problema e că acolo nu intră neapărat DevOps, e-related stuff, poate să intre technical debt sau alte chestii și te bați cu alea. Dar e still good să ai un deal ca pe orice sprint să ai o alocare sau pe orice kanban sau nu știu ce folosiți voi. Deci migration parties, timp procentual alocat și foarte mult ne-a ajutat pe noi public speaking, așa. Faci o prezentare, ia uite cât costă, ia uite ce impact, ia uite ce nu știu ce, cu oameni cât mai în zona de product management, de business, să vadă că nu e total degeaba. Ajută foarte mult să pui cumva pe un rol mai public inițiative de genul ăsta, să nu le faci pe sub mână și asta ajută destul de mult. Și cam atât cu ownership-ul. Deci, practic, sunt niște loose institutions, nu sunt ceva foarte strong, așa, ca și cum ar fi o echipă sau un rol, dar cumva folosești echipele astea mai loose ca să iei decizii și după aia le împingem în formele mai rigide, gen echipe sau roluri, ca să se și întâmple. Cam asta e. Și cred că ultima notiță, noi de vreo câțiva ani am făcut două instituții care ne ajută. Avem un request for advice, care e un fel de RFC intern, în care toată lumea poate să propună standarde sau așa. Și recent, chiar anul ăsta, am făcut working groups care seamănă cu sigurile din Kubernetes sau cu working group-urile din ETF. Aguri. Cu care mai facem lucruri și ajută și asta, să ai 2-3 oameni responsabili de X, să ia decizia, să facă un plan și după aia să-l împingă în echipe, acești oameni nefiind o echipă în sine, fiind, nu știu, din 3 echipe diferite, să zicem, similar cu sigurile din Kubernetes sau working group-urile din tagurile din Cloud Native Computing Foundation. Da. Asta azi noi am făcut. Sigurile au fost redenumite în taguri. Taguri. Da, nu. În CNCF sunt taguri, dar în Kubernetes sunt încă siguri. Adică ca să de-aia l-au redenumit, ca să fie mai clar. Eu sunt curios de o,
și de o perspectivă un pic mai mare, mi se pare tare cum a făcut o voi așa oarecum descentralizată și are sens într-o echipă de dimensiunea voastră. Dar uite, văd de la Lucian Refnic mesajul ăsta cu că vine de la arhitect și mai ales că într-o organizație cu 3000 de ingineri. Mă gândesc că într-o organizație mare ai nevoie de o echipă de observabilitate, cum e echipa de IT support, sau poți să o faci tot cu sigur și tot descentralizat, dar atunci ai nevoie de, nu știu, să fii Facebook sau Google. Tu, Lucian, dacă ai microfon și poți să ne împărtășești un pic de insights legate de cum se face observabilitatea la nivelul ăsta în enterprise, ar fi super interesant. Sau dacă cineva are vreun insight de la o corporație mare de cum se face observabilitate. Eu am niște insight-uri cum prea se face, dar asta e... Cam așa e și experiența mea. La noi în companie, de aia au trebuit să pornească, să zic, de la nivelul CTO. Avem un CTO la nivelul organizației și avem și o echipă de arhitecți cumva care supervizează, dar nu doar partea de observabilitate, ci mai degrabă alinierea între echipe. Întreba cineva la un moment dat, ok, cum e structura, cum sunt label-urile, tag-urile și așa mai departe. Păi dacă ai sute de servicii și de containere, îți trebuie o aliniere și cam la noi cam așa se face. Adică avem o echipă de arhitecți care cumva supervizează, mă rog, mai mult partea asta de aliniere, de metrici, naming convention, labeling și așa mai departe, astfel încât să arate cât de cât consistent. Okay. Dar acum depinde de organizație. Deci e top-down, ca să zic așa. Da, la noi e top-down și ar fi fost foarte greu într-o organizație așa cum e a noastră să mergem bottom-up. Ca să avem o aliniere, să zicem, la nivelul tuturor. Și cel mai complicat ar fi, nu neapărat că nu ar funcționa, dar cred că cel mai complicat e partea de prioritizare. Adică o echipă zice, da, avem nevoie, cealaltă echipă, o să facem, dar facem peste de 6 luni și tot așa. Și acolo apar problemele. Și aici chiar pot să fac așa un mix legat de nevoie. Și cred că e valabil și pentru organizații mari și pentru organizații mici. Când ajungi să faci observability serios? Când îți faci primul droplet sau când ai 4.000 de mașini și nu mai știi ce se întâmplă? Adică voi, cu experiența voastră de acum, când ați început să vă focusați pe observabilitate? Ok, continuous development, dar when should we start it? Should we start with tail sau should we start cu Prometheus și Open Tracing? Spune că organizațiile în care lucrez eu, care sunt high performing, încep din secunda zero. E mult, okay, mult mai ușor să încep, dacă încep un nou proiect, e mult mai ușor să încep deja respectând best practices, da, folosim feature flags, da, avem observabilitate implementată în absolut toate code path-urile și nu știu ce și nu știu ce. Dar asta, nu toată lumea are luxul de a lucra exclusiv pe servicii noi. Dacă ai un serviciu deja existent, nu-l care aduce bani companiei, nu-l ștergi pe ăla și scrii un nu. Nu, îl instrumentezi, lucrezi la ăla. Depinde. Pot spune, în schimb, că și pentru single development, pe mine personal mă ajută extrem observabilitatea. Alți developeri care am lucrat sunt la fel ajutați masiv, că înțeleg ce se întâmplă în codul lor. Asta okay. E o chestie bună, indiferent de scală. Și când spui observabilitate, spui că pui tu traceri și te uiți cu tail sau spui că faci cu open tracing și le trimiți, adică you have the whole stack? Adică cât de complex să fie stack-ul, poate mai bine reformulez un pic, cât de complex să-ți face stack-ul? Nu neapărat ce pui în mesaj, cât de complex să-l faci? Eu sunt integrat, am opiniile despre tool-uri care funcționează perfect. Am tot workflow făcut în jurul lor pentru că sunt leading tools, deci îmi trântesc integrările cu Honeycomb, export deci Honeycomb. Ce trebuie. Okay. Da, am lucrat ani cu observabilitatea, știu ce îmi trebuie, am văzut ce se întâmplă în producție cu diverse tool-uri, am văzut unde sunt avantajele și dezavantajele, știu ce să folosesc. Dar asta nu înseamnă că este numai asta și ei au evoluat, orice provider evoluează. Spre exemplu, cei la Honeycomb, la fel ca toată lumea, aveau librăriile lor de instrumentare.
au făcut mutarea către Open Tracing. Librăriile lor de Open Tracing sunt unele mai bune, altele mai proaste. Este o migrare continuă. Tech-ul nu e un snapshot care se întâmplă atunci, numai asta înveți. Trebuie să rămâi tot timpul up-to-date. Ok. Bogdan, îți dau dreptate. Asta facem. Folosim observabilitatea ca să argumentăm clienților noștri că nu e de la servere. Deci, pentru mine era efectiv răni adânci, adică nu, pur și simplu nu cred că am fi putut să facem niște setup-uri care să nu fie cât de cât instrumentate, să ai acolo chestii, că m-am ars de mult, prea multe ori și na. Da. E foarte fun dacă ai cod instrumentat ca lumea să vezi ce-ți fac dependențele. Spre exemplu, dacă dai într-un API al lui, nu știu, SendGrid și poți să vezi efectiv, uite, aici a crescut latența că dădeau deploy, că header-ele întoarse de ei, version ID-ul a crescut și el. Începi să ai mult mai mult knowledge despre ce se întâmplă peste tot. Da, apropo de ce zici tu, Bogdan, uite, în companiile care sunt mai tradiționale și au sysadmin și programatori și încă se întâmplă lucrurile, poate chiar se numesc DevOps, dar tot SSH folosesc. Sunt curios, de la cine credeți voi că ar trebui să plece responsabilitatea asta? De la developer sau de la sysadmin / DevOps? De ce sysadmin? În lume reală. Pentru că e o perspectivă bună care ai spus-o tu, Bogdan, că ok, o facem să o demonstrăm, dar pe de altă parte developerii au nevoie de asta. Sau business-ul are nevoie să înțeleagă ce se întâmplă cu aplicația lor și să facă root cause analysis rapid. Cine credeți aici că e promoterul? Dacă e să vorbim într-o lume ideală, de fapt, și într-o lume ideală și în asta, nu cred că există, ar trebui să fie. Cui vine ideea și cine îți lovește timpul și a citit mai mult și a ajuns la concluzia că trebuie să facem chestia asta și he should push it for it. Okay. Nu e ce se adminuie asta. Pentru primele exemple și fac asta. Mai departe că trebuie să faci o echipă în jos, că trebuie să cultural change și toată partea asta, le-am discutat deja. Dar asta diferență între developer și sysadmin. Eu am fost developer la sunt developer la bază pe partea cealaltă și când am trecut în toată partea asta de DevOps, SRE, platform team și observability și partea asta, eu vin direct din lumea de developer. Nu e Cine se lovește primul de durerea respectivă? Ok. Ok. Uite, Radu Bogdan are mâna ridicată. Da. Vreau să zic că în echipa noastră, de exemplu, în echipa care facem un call system full stack, practic ce spuneai și tu, voi la dormi cu you build it, you run it. În momentul când ai un incident și observi pe pielea ta că ok, trebuie să rezolvi problema sau să identifici cât mai repede problema și treci de la front-end, back-end, infrastructură, atunci simți cu adevărat puterea asta observabilității și atunci poți și tu să ridici mai sus dacă nu vine deja într-o companie mare, nu știu, sunt multe incidente și atunci vin probabil de sus de la clienți, dacă nu... Chiar așa, ca și, să zic, full stack, simți problemele astea, nu știu, adică la un moment dat anumite chestii se repetă și intră simțul ăla de automatizare sau cumva de optimizare. Sau cel puțin așa a fost noi în echipă. Observability through pain therapy. Ok. Bun. Mai întrebase cineva mai devreme cum pot să monitorizez ce se întâmplă pe eventuri, pe cozi, dacă știe cineva vreun răspuns bun la întrebarea asta. Eu fac asta intens, în special în Amazon, cu SQS, SNS, Event Bridge. Faptul că faci async nu înseamnă că nu poți să faci monitorizare. Suportul, în schimb, depinde. AVS lucrează la integra OpenTelemetry în mai multe servicii, dar e work in progress.
Sper că o să ajungă cândva în viitor și pe aici. Sunt multe librării care îți fac și instrumentările astea automat. Din nou, OpenTelemetry definește și cum transporti trace-urile peste diverse transporturi, peste HTTP, peste gRPC, prin cozi. Cozile vin cu diverse implementări, Reddit, Kafka, SQS, Azure, Messages, whatever. Ce toate până la urmă ajung la același lucru, în mesaj îți adaugi trace ID-ul, parent ID-ul și ce context ai pentru trace. După care când cineva consumă mesajul ăla, ok, continuă trace-ul care era în mesajul ăla. Și tu poți să vezi, ok, mesajul ăsta a făcut parte din trace-ul ăsta, a fost propagat aici. Nu o, da. Un da, challenge... Scuze, am avut discuția asta internă când cu request ID-ul, dacă îl considerăm că request ID-ul slash trace-ul se termină în momentul în care mesajul a ajuns în WTMQ sau îl considerăm și cine începe să-l proceseze, considerăm separat ăsta sau îl considerăm un singur de ăsta. Și din punctul meu de vedere nu cred că există răspuns da sau nu, cred că e mai mult la nivel de ce înseamnă eventul ăla respectiv. Și cum îl tratezi, dacă este un event și tratarea eventului face parte din the full customer flow și doar l-am tratat eu async, cred că ar avea sens, aici chiar intervine contextul din punctul meu de vedere. Dacă e doar ok, s-a întâmplat ceva într-o aplicație și mai mi-a dat și eu niște internal data sau chestii de genul, deja s-ar putea să-ți complice foarte mult trace-urile dacă consider absolut toate tratările asincă, da, ok, fac parte din același request. Se poate și... începe trace-ul chiar din browser. Ar trebui să facă asta? Se poate. Unele echipe fac asta, alte echipe nu. Depinde de context, de aplicație și de echipă. Mm-hmm. Am și eu curiozitate că e clar că putem să facem tracing de la calculatorul, se numește malware sau whatever, de la calculatorul clientului. Însă, scurez care e penalitatea de performanță când începi să faci tracing și te pui și mult context. Și de performanță și pe aia mai duce un pic și în zona de costuri, pentru că tot payload-ul devine mai mare, stochezi mai multe date, dar hai să ne uităm un pic la performanță. Da, Bogdan a scris în chat că depinde și depinde masiv atât de agent, atât de librărie, cât și de limbaj. Node.js-ul nu prea e foarte bun la face chestii paralele? Să faci tracing și să le trimiți în background e mai complicat? Într-un limbaj gen, nu știu, Go, în Java, unde e suport pentru paralelism mult mai bun, impactul e mult mai mic. Chestia asta se vede masiv și când se face implementare pe Lambda sau pe orice chestie serverless. Ce mm-hmm. faci cu trace-ul? Dacă îl trimiți la final, apoi ăsta e un HTTP call care o să-ți ia, nu știu, 100-200 de milisecunde și abia după întorci răspunsul către client. Nu e tocmai ideal. Ce au ajuns să facă destul de mulți oameni e că trace-ul ăla de fapt e băgat în loguri, logurile sunt după procesate și sunt trimise undeva. În general e destul de mic impactul de performanță. Again, depinde de limbaj. Se face tracing pentru VR, se face tracing pentru live gaming, se face tracing în browser, nu e ceva devastator, dar depinde de implementare. Și legat de costuri, okay. Din nou, sampling. Sampling, ok. Deci ideea e bagă tot până începe să te usturi și după aia fă sampling. O să putem sta câteva ore să discutăm asta. Spre exemplu, un mesaj care îl pui într-o coadă va avea un anumit maximum size. Dacă cu fiecare trace de asemenea poți să trimiți detalii despre trace-ul ăla. Spre exemplu, vrei să setezi client ID undeva foarte sus și vrei să-l propagi pe ăla. Acum trace contextul ăsta, nu vrei să se ajungă să fie 100 de giga, ca nu o să încapă în SQS. Sunt trade-off-uri. Ok, ok. Interesant. Curios la infrastructură în prem, dacă poți să ai bottleneck-uri de rețea în momentul în care faci tracing așa masiv. Yep. Știu că am văzut atât un Prometheus care avea 400 megabits pe secundă, ceva genul. Prometheus scrapă rapid la scară mare. Da, plus memoria. Umprem. Da. Ok. Bun. Iar se mai face batching, Lightstep e foarte interesant pe partea asta. Ei lucrează intens cu clienți on-prem, cu financial institutions, chestii de genul,
ceea ce fac ei este că instalează un colector local în data center, pe un VM baban sau ceva de genul, clientul și-l administrează. Colectorul ăsta local primește o tonă de trace-uri de la toată lumea și ia decizii cu privire la ce să trimită mai departe. Dar păstrează trace-urile local pentru o oră, două, dar nu le trimite pe toate mai departe, ca Arcostar, Satura Banda, etc. etc. Sunt multe optimizări care se pot face, sunt colectori care pot fi rulați per pod, per nod, per, nu știu, regiune. Ok, so, poți să începi să faci sharding strategies și just like managing databases, you're managing observability. Ok, cool. Dragilor, eu va trebui să mă retrag pentru că am un payload de culcat, două payload-uri. Vă mulțumesc mult pentru sesiunea asta, mi-a făcut super plăcere și sper să ne vedem în curând. Have fun. A fost asta, mersi mult! Ceau, salut!